Dicou, adu-mi țigările o sticlă de vin, mi-ai dat astăzi. Nu adu-mă aici, că nu vreau să mai... Să mai mă mici deloc azi. A, ți-e rău după băutura, dar ieri nu ți-a adus nici de-a rău, dar ți-am zis să aduc o sticlă cu mine să mă trezesc. Nimica nu ți-aduc, pune mâna și te scoală. Adu-mi țigările, să nu mai vie dracii pe tine, stă... Du-te, dracu, dă bagabon și dășoară. Du-te, dracu, dadule încoace, ce te doare picioarele. Pune mâna și dă la vacile alea să mănânce, că e nemâncate, le-ai dat ceva de dimineață? Dar ce, eu am mâncat ceva? Păi tu n-ai mâncat, că ai băut, dar vitile alea de ce să rabde, nemâncate? Adu-mi aici sticla cu vin, că nu beau. Pune mâna și treci, du-te, dracu, putoare, și dă la vitile alea să mănânce. Dacă mi-a dus sticla cu vin, eu mă duc să dau la vitile. Ce ai făcut aseară? Am băut. Panara, madre, cu ai luat copiii la ceartă, la drăcui cui? Ai trântit frigiderul la jos? Du-te, drecului, la muncă și muncește, nu mă pune pe mine la muncă. Uite, eu spăl vasele, tu ce faci? Stai cu bancă? De vase că le sparg. Stai cu pe bancă, stai acolo. Adun sticla cu vin aici. Nu ți-adu nimica. Vaza panta, drecului. Mi-a mâncat tinerețea cu nebun. Cu nebun mi-a mâncat tinerețe. Ia uite, bă, dracu, ia pe ca și băiatul ei. Poate nu te duci, că te-ai dus, dracu, dacă nu te duci să dai la vitile alea. Mă duc, dar după ce beau. Hai, pune mâna și dă la vitile alea, nu mai stai. Repede. Nu mă duc, eu sunt șeful vostru. Stai pe bancă. M-am născut să chinui omul, du-te, dracu. Eu m-am născut să vă chinui, dați-vă, dracu. Du-te, dracu, scoaliți la vitile alea, că e păcadele să rabde până la ora asta. Eu nu mă duc. Geta a protestat, dar a executat până la urmă ordinul imperial. Stai să bea, dracu, toată ziua. Aseară m-am îmbătat, m-am dus și m-am culcat. Ea, dracu, n-a venit să culce la mine, a dormit. A, dracu, a dormit, nu știu, că am văzut-o de dimineață. Ei, nu mai știe ce să facă decât sticla și țigările. Și acuia am cerut țigările să mi le dea, să facea, dracu, mă trimite la muncă, nu mă duc. Măcar la vite să dea, să facă și el, la vite, la porci. Asta e treaba lui. Nu mă duc, iar mă apuc de băutură, beau și am terminat. Între timp ajunge acasă și Aurel. A fost să plătească lumina, ceea ce înseamnă că a făcut un drum de 14 km. Probabil că Nicu, în semn de mulțumire, îi va da voie să hrănească el vitele. Ce faci, tată? Uite, m-am apucat. La băutură? De unde vii? Eu am fost, am plătit lumina, tu știi? Eu beau. Tu atâta știi, tăcât să bei? Atât, du-te, de la, nu știi, du-te nu? De la vitile. Păi tot eu să mă duc să dau la vite? De la vitile alea, că eu nu mă duc. Până nu mă îmbăta astăzi, eu nu fac nimic. Eu m-am trezit de la 6, am fost la Călugăreni, am plătit lumina, tu n-ai știu, nu? Mă, de lumină, că avem lumina de plată. Vite. N-am și eu dreptul să fac, să beau o cafea. Uite, să mă liniștesc un pic. Dacă vrei. Bea-l tu pe ăla. Ce-i cu el, mă? De ce te-ai dăi? Du-te, fă-i, fată, tu du-te, dracu, de la vite, tu dacă nu mă iau de el. Ai venit săracul pe jos de la Călugăreni. Mă doare și pe mine. Du-te, dracu, de la vite, că nu mă duc. Du-te, dracu, scoală la băut mășoară. Ce-ai făcut astăzi, fă-i nenorocit? Face și ea de mâncare, face. Ce-ai făcut de mâncare? Du-te, mai când ca să nu mă duc. Unde te ajungi? Păi ție nu-ți trebuie mâncare, nu-ți trebuie băutură. Sătul de scandal, Aurel vrea să cedeze, dar se lovește de elanul revoluționar al Getei. Mă duc să dau la vite. Nu, să le dea tac. Păi nu vezi că nu vrea să le dea el. Eu nu le dau nici, dar dracu, duceți-vă de dați-le voi, că nu le dau. Păi nu vezi că nu dau nimic. Lasă-le să le ții așa să moară de foame și el lasă-l dracu să dacă te nu la le dau, cine vrei să le dea? Du-te în casă, odinește-te. Dacă tu faci mereu așa, el când mai face treabă? Păi nu face, dacă păi și-a de dat băutură. Scoală-l de acolo, ia-l de mână, scoală-l să ducă să dea la animalele. Hai, pune mâna și du-te și dă-le la vite, hai. Puneți mâna la treabă dacă vreți să fac să mai bățiu pute, dacă nu mai au dracu la goană de aici. Nu te atâtea vite. Pune mâna și vinde-le dacă nu ești în stare de ele. O să le vând. Vinde-le. O să le vând și am terminat cu totul. Aurel intră în casă, dar nici aici nu are parte de liniște. Cocoțată în vârful patului, prințesa Iuliana clocește fel de fel de scenarii care l-au în prim plan pe soțul ei. Unde ai fost, mă? Unde faci să fiu? Am fost la lumină, dar am plătit lumină. Și de la ce oră ai plecat? Păi de dimineață am plecat. La ce oră mai plecat de dimineață? Pă la 7. A, și pe mine de ce nu m-ai trezit să-mi zici? Păi de ce să te trezesc pe tine? A, păi cum pleci? Păi m-am trezit și m-am dus pe tine lumina. Cine dracu te crede? Tu te scoli și la 12 noaptea și pleci și îmi spui mie că te duci la lumină. Știi tu că mă scol la 12 noaptea? Unde e, mă, factura de lumină? Unde? Unde? E pusă sus în parte. A, doamnă, am fost fără să plătesc lumina. Păi voi știți că aveți lumină de plată, nu știți, nu? Ce dracu faci cu puiul ăla în brațe? Ce faci cu el? Ce dracu, ăla e ban, fa ăla. Ce bani e, mă, ăla cu e el ăsta? Ce bani e? Crește mare, îl tai da, pe ăla. Mă. E mâncare, nu da, te joci cu el. Fă dracu, treabă. Nu vreau. Câte ceas acuie? 10, da? Da? Și la ora asta se trezește? Da. La 10, nu? Da, poate să mă trezești la 12, păi de ce mă? Să te trezești și tu dimineața cu mine la 7? Da, mă. Nu la 10. N-ai să vezi așa ceva. Scoală acolo și du-te să le dai la vite. Nu m-a dus să-ți dau la nicio vită. De ce nu te duci? Te joci cu puii? Da. Ia, d***u de nebună să fii tu. Să fii tu, al drac. Lasă fac puiul jos de mentă. Nu vreau. Și du-te și pune mâna la vite. Nu fac, mă, nici da dracu la nicio vită. De ce nu faci? Nu vreau. Hai, dă cu puiul. Dar ce-l iei, mă? Dă fac puiul încoace de mentă, al drac. De mentă. Ești la vite, hai. Du-te, drac.
că mă duc eu, mă duc eu și le dau. Da-te, dracu, dai și dementa, dă-te la dracu, vite. Dementa, dracu, ce ești tu? Panorama, dracu, te joc cu puii, dracu, dementă. Lasă că mă duc eu. Panorama, dracu, că ai pierdut și izmenile după tine. Iuliana a reușit din nou să îl alunge pe Aurel de lângă ea. Totuși, ea îi reproșează că nu primește mai multă atenție de la el. Îndrăgușa de mereu, mă trimite pe mine la vite. Fire de panorama, dracu, ce ești? Izmenile le pierzi după tine, fire de vagabond. Mă dă, mă, dracu, îmi trebuie și mie bărbat, pe el ce-mi dă? Dra să-l ia pe el? Nu mai fac nimic, stau și-o în pat toată ziua și nu fac nimic. Dă-l, dracu, de aici încolo, să facă el. Aurel primește, în sfârșit, o ceașcă de cafea. Din păcate, se pare că vitele vor posti în continuare. Bine că mi-ai făcut cafeaua asta tu, că ea nu e în stare de nimic să-mi facă și mie o cafea, să beau și eu. Dacă te uiți în c***e, ce să-ți fac eu? Păi nu i-am zis, nu, de câte ori nu i-am zis. Dacă nu vrea să facă, ce să-i fac? Tu mereu așa ai fost. Moale, tu faci toată treaba, păi să treacă de la tine. Dacă nu vrea să facă, păi de-aia face și tactul așa, păi, că nu face nimica. Și a, el să scoală, bea cafeaua și ia țigarea, păi, n-are nevoie de vite, de... Și acum e nemâncate, e nebăută apă. E nemâncate, maică, să mergem să le dăm să mănânce, păi le lăsăm așa? Hai să le dăm, să le rânim, să le dăm afară și pe ele la soare, că lui ajunge și lor dă când șa de acolo închisi. Hai să mergem. În sfârșit, soarta vitelor pare să se îmbunătăție pentru binele animalelor. Satisfăcut, Nicu acompaniază această inițiativă cu un discurs motivațional. Duceți-vă, bă, de dați la vitile alea, bă, putorilor ce sunteți, bă. Nu stați, bă, șar! Cu tu te-ai omoră făcând treabă. Păi nu, mă, nu vezi că fac, mea, eu stau ca tine cu țigările și cu băutura în nas toată de ziua. De dracului. Du-te, dracu, nu mai mă las de lor nici de adreacul. De ce te-a pus? De treabă, de nu sta. Te dracu, că mă apuc de sticlă. Să mai te duci să-mi ai țigare azi de pe masă, de la cârciumă. Să-mi ai și o două, trei sticle de bere, că mi s-a urât cu atâta vin. Cocoșul a cântat. Ordinele sunt clare. Împăratul dorește o diversificare a meniului din pahar. Geta intră în casă nedumerită că Iuliana întârzie să-și facă apariția în bătătură. Ce faci, voi, maica? Mă joc! Păi pe pătura aia curată, fate, joci cu pui? Măi, maica, ce face decât să te joci cu puii aia în pat? Da. Nu ești sănătoasă la cafa. Păi ce vrei să fac? Da. De ce n-ai ieșit afară la bărbatul tu? Ce să-i fac lui bărbatul? Să drânești cu el la vite, stai și te joci cu... Te joci cu puii în casă? Lasă, bă, bărbate! Ia pui ea și pune în cutie, nu în pat pe pătura aia curată. Lasă-i să umble și ei, să facă la picioarușe. Doamne, doamne, pupați aș barba ta. Doamne, doamne! Ieși afară și pune mâna pe treabă, nu, nu cu puii. Dă-mi pui în coacă, e puii mei. Dă, bărbatul tău, n-ai grijă. Nu! Să-i faci cafea, du-te și dă-i să mănânce. Păi, cafea... Nu-i dau nici să mănânce, să rabde. Ia pui ăștia și dă-i afară la aia. Dă-i în coacă, că poate iar un dracu pe bătătură. Să vezi ce pe tine, că nu ești bună de nimic. Ei! Te scol care simțita la 12, la 10, toate alea. Pune-i la soare, unde te aduci cu cutie aia? Pe tine ce te-a învățat, măta? Nimic! Nimica! Nu ești bună de nimic, dacă fie nici nu mai te luam. Să te dau ce mai luat? Păi de ce? Că nu ești bună de nimic. Că ți-a plăcut de mine, nu? Mi-a plăcut. Acum nu mai sunt bună. Acum nu ești bună. Nu? Ai pătat un copil și toată ziua stai cu el în casă. Da, mai fac 3-4. Poate și 10 fac. Să-i duci, măti. Purceaua, dracu, ce ești? Că ba mâna în păr tu acu, dar nu te jumol. Amenințările soacrei au un oarecare efect. Iuliana pune mâna pe mătură și începe să mângâie cu ea țărâna din curte. Mătură ca lumea, că uite, lași mizeria pe jos, ia. Uite, curățenie. Pune mâna și dă ca lumea cu mătura. Măta, ce te-a învățat să faci? Nimic. Să scarpi în p***i? Da, uite, n-am ca mătura gata. Nu ești în stare de nimic. Uite, am mătura, ce vrei să mai fac? Așa te dă cu mătura. Mătură ca lumea, cu frumos. Ce dracu sunt eu, slugă? Slugă, de-aia te-ai măritat. Da, de-aia m-am măritat, păi, să fiu slugă. Păi eu de ce am crescut cu băieții, nu să... Mă duc și mă uit la televizor, nu-n casă. Să vezi ce te-o pe tine, hai, du-te tu în casă. Nu mai fac nimic, gata. Stau aici la cafea și nu mai fac nimic. Aha, cafeaua. Așa. Ia și paharul, dracu, dacă ai luat cafeaua, ia și paharul. Păi ce, crezi că mi-e mare lucru? Nicu intervine între cele două femei, simțind nevoia de a împărtăși câte ceva din vasta lui experiență pedagogică. Ce-ai cu copilul ăla de nu-l mai lași în pas? Ce m-am pus, mă, băi, tu nu vezi unde așa de noapta? Ce-a făcut? Lasă să-și bea cafeaua, ce vrei să facă? Ce ai făcut tu? Pune mâna tu, că ești mai bătrân și fă treabă. Păi eu să fac? Păi cine, dracu? Păi ăla trei, că n-am dat la pui, că nu... De ce mi-a luat noră în curtea asta? Pune mâna și pe tu și nu mai te certa cu ea. Dar nu mai lași deloc în pace? Da, mă, îmi vezi tu minte pe... Da, mă învaț. Tu știi ce făcea asta în casă? Să juca cu puii ăia în pat. Păi ce să facă? Ce meserie să... Ia-l în ține aparat mereu. Ce să facă?
Lasă, taică, mă, fii cu minte, ce vezi treaba ta. Cafea, uite, bem vin. Păi ce, să facă treabă, să ducă să facă treabă. Să pui mâna pe muncă. Să pui mâna pe muncă dacă vrea. Ăla cu, aia cu cafeaua, ăla cu băutura. Ce faceți, mă, voi? Uite, stăm la masă. Stați la masă? Păi da. Hai că vă pică dâncer. Da? Aha. Ai făcut ceva mâncare azi? Da, ce, ți-e foame? Păi mi-e foame, că n-am mâncat de ieri. Aseară am băut, astăzi mi-e foame. Păi uite. Și ai muncit ceva să-ți dau să mănânci? Păi ce trebuie să mai să muncesc? Păi cum, mă, auzi, îți dau mâncare degeaba? Te-am luat, te-am făcut patroană, ești popoană mare aici. Păi, dreptul că te-am dat la brazdă, aici. Uite ce ți-am făcut, popoană, ce ai făcut? Ce ai făcut, mă, nenorocito, ce ai făcut? Uite, mă, se vede la mine, la tine, ce se vede? Băutura, sticluța? Ce ai făcut, fa? Să vede ce o să le dai să mănânce? Ce o să le dau? Mă duc și muncesc și le cumpăr și le dau să mănânce? Unde duce dracul la muncă? La produs, unde? La produs, ies la produs. Ești la centura dracului. Păi ce să fac? Adu mâncare, ți-am spus, ce că mi-e foame. Ce să-ți aduc acolo, să stai tu până ți-o aduc eu mâncare? Ei, atunci să mai beau un pahar. Ia și să și vezi bea. Cum întrece, ține de foame. Bea și 5 pahare. Rămași singuri, Nicu și Iuliana discută ca doi leneși notorii despre treburile pe care ar fi trebuit să le facă. Băi, fete, de ce ne-ai dat, mă, la vitilele să mănânci? Păi, mă, tare, de ce le-ai dat să mănânci? Păi, mă pui pe mine? A, toată noaptea ne-ai drăcuit și ne-ai bălăcărit, beat, și mă pui pe mine, îți dau la vite? Păi asta nu e meseria mea, e meseria lui Matale, să dai Matale la vite, nu eu. Am făcut și eu excepție. A, ai făcut, du-te și dă-le să mănânce, eu nu mă duc. Nu mai mă lăsați. Eu nu mă duc, clar. Băi, tată, dar nu și mie rău, m-am băut aseară. E, lasă că n-ai băut numai aseară, ai mai băut. Păi de când n-ai mai băut, tată, m-am băut, mai beau astăzi, că mi-e ce mă drept. Da, mai bei azi, mai bei mâine și răspui mâine. Și tu mai pui mâine. A, și mă pui pe mine să dau la vite în continuare. Am făcut ceva? Și mă, nu, de când ne-ai drăcuit. Așa trebuie să mai vă drăcui. A, ne-ai drăcuit. Femeia nebătută dă-o a dracui ca moara neferecată. A, păi atunci vrei să ne și bați. Eu credeam că tu mă înțelegi pe mine, dar văd că și tu ai început să ai început să faci pal dracu. Mi-o pui pe aia în cap să mă cer cu el. Păi nu mă pune pe mine să dau la vite, că eu nu mă duc la vacile alea, că știi că mie mi-e frică de ele. Ce se face? Te împunge vacile? Ce, la măta n-ai avut vaci? Păi am avut vaci, dar a fost blând de la mama. A fost blând. Eu mereu am înțeles, dar nu mă băga pe mine în ciorba asta. Să dau eu la vite, să fac pe dracu, să fac pe lacu. Nu ce fac. Mai? A intrat dracu între noi aici? Eu am copil, trebuie să stau cu copilul meu și gata. Ce faci, la pui masa? Da. Păi mie nu-mi dai tatu, mai să mănânc. Ce să mănânc tu? Ai muncit ceva? De ce ai pus două scaune acolo? Păi să mănânc eu cu fiul meu. Păi și noi, păi ce și facem? Noi ce mâncăm? Păi voi ați muncit ceva? Du-te, măi, taică, de pune-te. Păi dacă nu mă lasă, unde să mă duc? Păi unde să mă duc, dacă nu mă lasă? Mă, mi-e foame, mă, păi tată, e ceasul 1, mă, ne mâncat la ora asta, mă. Du-te, mă, tale, și zi, dă-mi vasă. Atunci mai bea un pahar și uite așa o să mă îmbășesc, o să dați de dracu, să vezi ce. Mai bea și două. Mâncarea nu este pentru cei leneși, așa că Geta le pune embargou celor doi. Să vedem dacă Nicu va accepta să rămână flămând. Aurelei! Hai să trebuie să mâncăm. Ia uite, mă, dracu, ce nu ne dă să mâncăm? Ia cheamă pe fisul la masă, lui. Hai, vină încoace cu mamă. Adu, păi, fată, să mâncăm și noi. Vezi, bre, că ne aruncă pe noi ca pe câini? Voi când ați munci? Ca pe pisici? Adu, băi, ceasul 1, fă, și n-am mâncat la ora asta, n-am mâncat nimic. Mănâncă aia cu fiso. A, dracu, ce ești? Hai, lasă că termină cu tine. Mirosul mâncării determină mișcări de trupe. Tabăra leneșilor se mobilizează. Du-te, dracu, încolo, dă pune să mâncăm, nenorocitor. Da, dracu, ia, sunt băiatul tău eu. Ce faceți, mă? Du-te, dracu, să stau să mănânc, că n-am... Hai, mănâncă, să vedem ce mănânc. Mi-e foame, du-te, dracu. De ce ați venit aici? Duceți-vă la masa voastră, că voi aveți cafele, aveți vin. Du-te, dracu, că mă duc să-mi iau pahar cu vin. Hai să ne luăm banca. Nu mi-am iat nicio bancă, aici mă mut. Păi, pe ce dracu stăm? Lasă că, uite, mi-a luat sticluța și păi, pahar. Păi, ce dracu stăm? Luați-vă și pe voi, noi mâncăm. Nicu așteaptă să fie servit, ceea ce se și întâmplă, dar meniul prezentat nu se ridică la nivelul pretențiilor sale. Ia de mănânc. Dar varza lui Dumnezeu, aia dracu, mă, nu varză. Da, eu mă, nu varză. Da, mănânc, da. Nu meriți altă mâncare. Du-te și mănâncă de acolo, ca porcul nu de jos. Nu mai bea nimic, ajunge. Mănâncă, mă, tu, amarule. Păi mănânc, facă, muncesc. Muncesc? Ce da? Muncești, mă? A? N-am prins vagoane? N-am prins vagoane. Mănâncă cu fisul, ia uite-i. Nu mai cafele, faci tu să bei numai cafele? A? Numai cafele, da? Animalul ce ești. La muncă. La muncă, de ce nu mi-ai dat așa, mă, cafeaua? Da, aia. Hai că mă duc și mă culc. 10 cafele pe zi. Poți să dau și 20, mă. Dă-mă și mie, că să mănânc și o carne. Na, mă, frule, uite, mănânc aici. Nu mănânc eu dacă... Ce-mi dai, mă, oase? Da? Oase-mi dai, mă, mie, nu mănânc eu așa ceva de oase. Păi am mâncat 10, e bun. Oasele alea nici nu mănânc. Mănâncă aici, păi mie, nu-mi da să mănânc, nu mai cheamă și pe mine. Du-te fa muncă, fa, toată ziua dori. Du-te, dracu, da, aici, da, panara, mă, ce ești? Toată ziua dori, fa. Panara, mă, tu ce te uiți la mine pe umflata, dracu? Ce vrei, mă?
Hai, fătea, hai, mamă, hai să vin cu numai te supăra. Ia, trezește-te, ți ajunge a ta băutură. Nu te dreacu, hai, mamă, vino cu asta la masă, nu mai te supăra. Vino cu dreacu, mă, vă spăr. Hai, vino cu mamă, stai la masă. Nu mai mănânc mai că. Hai, vino cu asta, nu mai te supăra. Nu mai mănânc nimic, gata. Hai, vino cu ăla, lasă-l în pace. Ce dacă ești așa? Să nu mai mănânc ce de lume. Mă duc în casă de tine cu pala. Nu dacă vino, na. Hai, să vedem ce o să mai vei. Da. De demențe sunteți. Vedem ce o să mai bei. Du-te la... Scuză, vizi voi. Cu această ocazie, masa a fost strânsă. Farfuriile zac pe jos, paharul de vin asemenea. Nicu pleacă bombănind spre cârciumă. Nu e păcat de Dumnezeu ce s-a întâmplat acum cu mâncarea? Ea e muncită, e chinuită, nu așa iure. Acum s-au nesimțit de tot cu faza asta. Da cu pâinea după mine, da cu linguri, da cu... Ce ne merește de aruncă după mine? Nici o masă nu să mănâncă în liniște. Numai cu ceartă, numai cu scandal, numai cu... Că mă cer cu ei mereu. Că nu e în stare de nimic. M-a luat de nevastă să mă ține mâncată, să mă drăcuie, să mă balacarească. Mâncarea aia trebuie plătită. Mănâncă ăla care muncești, nu ăla care șade degeaba. Acum nu știu ce să fac, e prea târziu să mai mă despar de ea la ora asta. Am 3-26 de ani cu ea. Toate alea le fac numai eu, cu mama. Ei la televizor, la băutură, la toate alea. Să facă ea dacă e vrenică, eu nu pot să fac. Cât e ea de grasă, cât sunt eu de slab. E păcat de Dumnezeu. N-am decât să mă apuc să-i dau poate una în cap. Mă duc dracu la pușcărie, acum la 52 de ani, mă duc la pușcărie pentru ce? Dar ce am cerut altceva? Să-mi dea să mănânc și o farfurie de mâncare, că de-aia a făcut mâncare. N-a făcut numai pentru ea și fisul. Pe seară, Nicu se întoarce de la crâjmă pe trei cărări, visând la amor și murături. Gicou! Unde ești, fa, dracu, mie mi-e foame de nu mai poți firea, tu unde ești, fa, vagaboanta, dracu, unde, fa, ești? Ia uite, murător, ia uite ce e aici, e? Aolo, ia uite. Ce-ai pățit, mă? Ia, mă, mâna de murături. Nu te dracu, că uite ce e aici, murături. De unde vii, mă, tu la ora asta? Nu, de la băutură. De ce bași mâna aici? De ce bași mâna aici? Nu te dracu, încolo, fă. Unde umbli, mă, nenorocitele, toată ziua? Cu la băutură. La băutură? Nu te dracu, încolo, păi să beau, ce vrei să zic? Păi noi toată ziua am făcut treabă și tu, al dracu, umbli la muncă, dacă vrei să văd eu pe pătătura mea. Ia, mă, mâna, că nici de-astea nu vreți. Nu te dracu că mă apuc de băutură dacă nu iar. Uite și sticla cu vin aici. Ia uite, fă ce vrei. În sticla cu vin. Nu mai băgam în aici, ale să beau, du-te dracu încolo, dă-mi dai să mănânc. Faci mâna tu nespălat, împuțitule ce ești. Dă-mi faci să mănânc, nenorocitul, mă. Îți dau pădracu să te ia la muncă. Ia de bea în loc de mâncare, că nu mergi. Și ai astăzi. Toată ziua ai stai la băutură și noi suntem obosiți. Și să beau, să beau, să beau, până-l face mâța mea și cocoșul cu cârligul. Ia să beau că e câștigul. Hai să beau, să beau, să beau. Ah, ce bun este. Munciți, bun, munciți, da? Dacă vreți să vă țin pe pătătura mea. Supuși e dreacu austria să te... Ia dreacu să vii tu. Bă, noi bei, uite de aici. Uite ce-a zis, mă, la ora asta să vine de la acum, băutură. Ce? La ore mici? Din seară vine aia să vii de curs cu mine. Mai dorme acolo, vine aia de fac apoantă. Ți-a găsit vreunul? Dă-ți sticla în coa, du-te, dracu, încolo. Vino în coa ce fa, frumoasa mea. Mi-e scârbă mie. Vino în coa ce fa, că țin la tine ca sunt uile la draci. Vino în coa ce fa să te pupă, da, te va. Dacă mă dai și lasă-mă, că n-am închis de tine. Tu vezi cum miroși? Hai, va, vino în coa, că am o treabă cu tine, va. Frumușața mea, Doamne. Ce-ai făcut, a, dracului, bă, de-a... E, a, de-a, 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 de te bă, dracu, ce goade, dracu, m-a omoară de tot, bă. În seara asta unde să te curci? Că trebuie să te curci cu mine, că n-ai unde. În grădină dorm. Dă-te, dracu, te curci cu mine în seara asta. În grădină, cu tine nu dorm. Geta rezistă eroic avansurilor împăratului. Al dracu, de bețiv, toată ziua umblă bagabontul, dracu. Nu face nimic acasă, vine noaptea târziu. Dar iubirei mai trebuie, că încolo... Băutură, băutură îi trebuie în cap, că altceva nu-i trebuie nimic. Îi mai trebuie și iubire, nu se uită la el cum arată. Nicu încă nu și-a pierdut speranța. Prăvălit pe divan, își cheamă duios nevasta. Mă, unde ești băgată, băi, femeie? Hai că mai beam și o gură de vin și vii eu de pe tine acu, te caut eu, te găsesc eu unde ești băgată. Ai vin, o vin. Frumoasa mea, te-ai pitit de mine, drăguța mea. Nu o să scapi tu seara asta de mine. Ce faci, tată, veni și tu? Am venit, tată. Ce ai fost la cârciumă? Dar am băut, ce vrei să fac? Puneți mâna la buncă, munciți voi, păi ce să mă fac? Am îmbătrânit, tată. Păi de ce să am... Da, în pământ, n-ai văzut-o cumva? Păi unde s-o fac
pe mama. Păi, dar unde e dusă? Păi, ce mă întreba mine? Dă-ți o bază, dă-ți o dracu-i mereu. Băi, tată, și tu ai început cu gura, mă, destul mai... Hai, gata, lasă că ești beat, hai că te iert de data asta, hai că mă duc eu și o caut. Du-te și caută. Dar să nu mai bați. O, tăvălezi, nici el mai duce. Hai că poate te tăvălește ea. Pe post de Cupidon, Iuliana pornește în căutarea Getei. Mama? Da. Unde ești? Dă-te jos. Mamă, dă mai că aici mă culc în noaptea asta. Nu mai te culca, dă-te jos. Ali, dracu, v-ați găsit amândouă, travilii, dracu, ce sunteți? Da, amândouă, travilii, dracu, ce sunteți? Unde ești băgată, facoți o hârla a dracului? Ai trei seri, dar nu mai dor păi cu mine, am mărut-o. Păi și cu tine ce să fac? M-ai înțărcat, a dracu, ce mi-ai făcut bani nenorocită? Te-ai de iubit, dar o cauți? Da, eu... Ia spune. Du-te, măi, tată, de vezi de bărbatul tău în casă. Da, cu e bună, că auzi, dar iubit acum. Hai, fata hai mea, din hai, fata pleacă, mea. Dracu, de aici, așa. Hai, fata mea, din aici, hai, te rog. Hai, pleacă de aici. Hai, hai, că de viață întreagă mie. Eu ți-am mâncat bunul, tu mi-ai mâncat... Haide-te, dracu, de vino în coace, vino în coala în mine. La bun de uca lui Creangă, vino în coace, fa. Se pare că, până la urmă, împăratul Nicu va primi satisfacție. Inspirată de acest succes, Iuliana își încearcă și ea norocul. Rogule, dă-te mă mai încolo. Ce dracu vrei, fa? Lasă-mă-n pace. Dă-te mă mai încolo, mă. Lasă-mă-n pace. Tine. Du-te la tine acolo, lasă-mă-n dă-te pace. Dă-te mă mai încolo, nu. Mă. Lasă-mă în pace, că mi-e rău, sunt bolnav. Dă-te mă mai nu. Încolo, mă. Lasă-mă în pace. Am draș pe tine, ce-ai? Am draș pe tine, fa, lasă-mă-n pace. Dă-te mă mai nu. Încolo. Nu mă dau. Lasă-mă că mi-e rău, nu. Să mă bag și eu lângă tine. Pleacă, fa, de aici, că mi-e rău. Hai, mă, dă-te, dracu. Tu n-auzi, pleacă de aici, șa. Pleacă de aici, fa, hai, pleacă de aici, șa. Hai, nu mai da. Tu n-auzi, să nu mai dai? Pleacă, fa, lasă-mă că mi-e rău, fa, dă-te, dracu, fa, nu mai da. Tu n-auzi, să nu mai dai? De ce dai? De ce, fa, dai? Ira aia, să fii, de ce dai? Ha? Această hârjoneală ar putea fi începutul unei seri minunate. Să vedem. Ai zis că de ce mă joc cu puitei? Păi cu ce vrei? Cu jucăria mea să te păi joci? Păi da, mă, nu mă... A? Cu ce vrei să mă joc? Da? Dacă tu nu mai ai treabă cu mine. Păi de ce să mai am treabă cu păi tine? Păi cum de ce? Păi dacă ți-ai zis că mi-e rău, sunt bolnav. Păi mereu ți-e rău? Păi mereu. Lasă-mă jucăria, joacă-te tu cu de ea. De ce mă joc cu ea? Dacă da. Ți-ai zis că mie mi-e păi rău? Păi mereu ți-e rău? Păi mi-e rău. Hai, mă. Da. Când mi-o trece da, gripa, atunci mă culc cu tine. Cu acum e rău. Da, ta. Să fie clar. Da. Nu mai mă culc cu tine. Nu te mai culca, mă, culcă-te. O săptămână nu mai mă culc cu tine. Culcă-te mai, să mai da. Vii dincolo. Eu am da. Nevoie, ți-am zis de atâtea ori. Ce mai zis, fa? Nu ți-am fa. Zis, mă, să te culci și tu da. Cu mine, de ce și? Nu vrei? Și ce, nu m-am am culcat? Am nevoie, că sunt femeie, ce sunt? Păi ce, nu m-am culcat cu tine? Unde te-ai culcat cu mine? Nu te-am hai, fa! Hai, fa, fii cu minte, fa! Hai, fa, dă-mi gură, fa! Hai, te duc cu jucăria ta! Ce jucărie îmi dai? Uite jucăria! Păi spui că nu mai ai nevoie! E, nu mai am! Că cum ești răcit acum! Păi da, acum sunt răcit! Aaa! Păi da! Păi și cum mi-o dai? Păi cum? Să mă joc cu ea în mână! Mâine seara, am eu timp să te dau! Mâine da? Seara! Ține... Ține-mă pentru tine și te joci tu cu ea, păi. Nu cu mine! Pleacă, fă, de aici, de lasă-mă în pace! Ai, pa, am cineva da? Locul meu! Te-ai zis că mie rău, lasă-mă în pace! Pleacă de aici și ea, că mi-e rău! Gata! Se pare că Iuliana va trebui să mai învețe de la Nicu câte ceva despre tainele seducției. Asaltul ei asupra lui Aurel a fost un eșec. Nu mai pot să mai trăiesc cu el, nu are treabă cu mine. Nu, dracu, să culce la ea acasă, la... în camera ei. Dacă mă duc și eu la el, mă ia la goană, mă bate, mă dracuie, mă dă afară, închide ușa. Săptămâna asta mie rău, eu nu mai am treabă săptămâna asta. I-am spus destul de clar. Ce, dar în tot timpul e răcit el? Eu nu înțeleg treaba asta. Poate că el are altă. Alta amantă, dar el nu mai are treabă cu mine. Deci eu treaba asta nu înțeleg. Dar zice că eu am pe altcineva, dar eu n-am pe nimeni. El nene, dracu, de om încolo, înțeleg și eu, dar mereu e răcit el? Nesatisfăcută și supărată din această cauză pe Aurel, Iuliana apelează la ajutorul consilierului de urgență. A doua zi, Aurel își primește cafeaua de dimineață de la Geta, nu de la soția lui. Bună dimineața, mamă. Ce, mai făcut cafea? Da. Nevasta unde e? Nu îți face cafea? Păi eu știu de nevastă mea unde e. Nu știu, e în camera e acolo, eu știu. Păi și de ce n-ai sculat tu să faci, să-ți facă cafea? Păi te-am sculat-o, dar n-a vrut să te trezească. Ia, ai văzut ce ne-a făcut tata? A? Am văzut. Cu băutura, cu asta ce face? Am văzut. A? A. Nu se mai trezește deloc? Mereu, zi de zi cu băutura? Să pitim tot să nu mai găsească nimic, să vedem ce are să facă și ce să bea. Păi să iei, uite, mai ai trei sticle de vin, le luăm, le pitim și să vedem ce o să mai bea. Le duc și așa nu vrea să facă nimic ca un puturos. Vezi unde le bași că le găsești? Lasă că nu le găsește el, că le pitesc aici după ușă. Foarte bine, nu mai că nu intră el la vid. Între timp, prințesa Iuliana s-a trezit și apare Diafan în curte. Bună dimineața.
Bună dimineața! Bună dimineața, fa! Te-ai sculat? Da. Păi de ce mamă la ora asta? De ce? Că nu m-a lăsat la micul să dorm. Ce, nu te-a lăsat fa la micul să dorm? Și vreau și o cană de cafea. Da, vrei să bei cafea acum? Da, mă! Pune mâna, uite, cu alea așa și fă-ți cafea. Hai că nu pot, mi-e rău. Haide, trebuie și pune mâna și fă-ți cafea. Hai, fă-mi și mie o cafea. Hai, în baza aia să stai tu când ți-ai face o cafea. Ce te-ai fadă, mama? Tu n-ai mâini să-ți faci cafea? Nu, eu nu vorbesc cu tine. De ce nu vorbești cu mine? Nu vorbesc. Păi, du-te, pune mâna și fă-ți cafea. Nu, hai, mamă, hai, te rog. Nu te-ai sculat cu cafeaua, n-a să lasă scoală cu sticla. Așa sunteți voi învățați. Hai să uite să beau asta și mergem să facem curat. Te rog foarte mult să mă lași în pace că sunt supărată pe păi tine. Și dacă de ce e supărată fa? Nu mai mă întreba, gata de vorbă. Sunt supărată păi pe tine. Păi de ce e supărată da. Pe mine? Ce-i mă de supărat? Păi eu știu ce are. Știe, te-ai culcat cu ea seara? Păi aseară nu m-am culcat, că m-am culcat la bucătărie, că a fost rău. Da, i-a fost rău. S-a culcat la bucătărie, ta supărată. Păi da e. Aurel și Geta se apucă de treabă prin curte, în timp ce Iuliana încă așteaptă să fie servită cu o cafea. Auzi, să-i faci tu cafea? Păi, cafea, să bea cafea de vestitele. Că e cocoană, la măsa numai așa asta. Este. Cocoană, hai să dăm vacile afară și... Hai, du-te și uite, vezi că nu-mi dă și mie cafea, nu-mi dă nimic, vezi? Nu mă iubești, nu faci nimic, dumie. Ia de plângi că te-a omorât. Bare nu te-a bătut ca să ai de ce să plângi. Da, nu m-a bătut, de ce nu-mi faci și mie cafea? De ce nu mă iubește și pe mine? Păi întreabă-l de ce nu te iubește, da, eu știu. Da, păi dacă nu vezi tu... Ce ai fata plângi? De ce nu faci mă și mie cafea? Păi de ce fac să-ți fac eu ție cafea, că vrei tu? Că mă iubești și să ții la mine! Da, fa, da! Cum tu nu da, vezi fata? Că mă întreabă, fa, să fac ție cafea? Toată ziua dai vitile afară! Tine. Tactica lacrimogenă adoptată de Iuliana pare să prindă la Aurel. De ce fata mea plânge? Hai, nu mai plânge, lasă-mă, hai! Nu mai plânge, da? Să nu mai plângi. Mă iubești și pe mine! Ba, te iubesc, gata! Te iubesc, fata, da. Te iubesc! Te prefaci? Nu! Nu te prefaci? Plângi? Nu, da! De ce fata mea plânge? Nu mai plânge! Păi dacă tu faci așa cu mine... Ia-ți-ți vă la plânge! Să nu mai plângi, de gata! A? Nu mai plângi? Nu mai plângi, fata mea, gata! Adică și fac cafea! Nu-ți fac nicio cafea! Păi nu-mi zisești că-mi faci hai, cafea? Hai că mă duc să-ți fac o cafea, hai! Prostule! Îți fac cafea! Că am hai, ajuns nebunule, să-ți fac cafea. Și cafea, ție fa! E bine ca să mă faci să plâng, să-mi faci tu o cafea! Păi trebuie să și plângi, fa, cafea, hai, fa! Hai, mă, că tot tu ești fraier! A? Tu ești fraierul meu, eu te iubesc, îți fac, dar... fac cafea, ce să-ți tot fac? Tot cafea-mi faci! Uite, cafea, na! Ai pus zahăr acolo să nu dau în bâlbuială? Da, fa, te-am pus, na! Ia așa! Uite. Bravo! Ia uite cum te servezi, n-ai bine? Frumos, gata! Lasă-mă, mă lasă, mă duc acum să-mi fac treaba la vite! Acu, du-te! Primind încuvințarea stăpânei, Aurel se întoarce la treabă. Iuliana își soarbe satisfăcută cafeaua, în timp ce la poartă sosește consilierul de urgență. Bună ziua! Bună ziua! Irina Petrea sunt. Consilierul de urgență, m-a chemat Iuliana? Da. Am înțeles că sunt niște probleme? În familie, nu? Mm? Hai, poftiți înăuntru. Am înțeles că v-a invitat nora mea, nu? Da. Ah, deci sunteți mama soacră. Da. Ah, hai, poftiți înăuntru să stăm de vorbă. Frumos să ocupați aveți aici. Cine se ocupă de ea? E, mai mult noi, femeile. Da? O parte și bărbații, dar prea puțin. Bună ziua! Vino coace, ai chemat pe doamna consilier? Da. Iuliana mi s-a prezentat la telefon. Îmi pare bine să te văd, Iuliana. Hai, ce tinerică ești. Da. Câți ani ai? 24. Mulțumesc, într-o dragă. Mulțumesc. Foarte tânără. Iuliana abia așteaptă să dezlănțuie potopul de nemulțumiri. Care-i baiul, Iuliana? Care-i baiul? Care-i baiul? Care? Ceartă-mă, drăcuie, răuite-i. Mă dă afară din casă. Așa. Că eu nu fac treabă, că sunt puturoasă, că sunt proastă, că... Nu le convine de mine ce le fac. Nu mai face treabă cum făcea înainte, cum a intrat la înainte? Da, când a luat pe fine, făcea treabă. Acum nu mai vrea să facă treabă. Acum de când? De când, când a făcut, de când a făcut copil. Doarme cu ei până la 12, am zis, mamă, lasă-l și tu să doarmă în casă, că și eu am avut copii. Văd că asta e o gospodărie foarte mare. Cine o ține așa? Eu cu fiul. Ia cu copilul să scoală cum vrea, ăla bătrânul nu mai băutură are în cap. Nu e bun de lucru. Ce bea de 20 ceva de ani Și 20 ceva de ani de zile n-a făcut nimic? Mi-a mâncat suflet, dar ce să-i fac? Și bea mult sau așa? Când apucă, când apucă, bea câte 3-4 kg de vin, 5. Și nu e că a băut acum și s-a liniștit să ducă să culce, nu. El a băut, pleacă de nebun în sat, vine, ne ia la drăcuituri, ne ia la ceartă, caută ne drăcuie. Da. Din fundul curții, Aurel observă că a venit cineva și vine să afle despre ce este vorba. Bună ziua! Sărbună! Irina Petra, Aurel. Îmi pare bine.
Venica m-a chemat Iuliana. De ce l-ai chemat? Păi de ce? Ceartă mereu, drăguitumă, dai afară, nu mă înțeleg cu voi deloc, că nu fac treabă, că nu... Păi da, dacă nu faci? Păi ce vrei să fac? Cum adică ce să fac? Păi ce să fac? Păi nu găsești ce să faci în curte? Să dai la por, să dai la vite? Păi dau la por și toată ziua, dau la vite toată ziua. Tu nu mănânci toată ziua? Nu! La animale cine trebuie să le dau de mâncare? El săracul face ăla, doarme. Nu face nimic. Ăla șade în casă și boală, nu vrea să facă nimic. Că să fac? Dar nu face. Rufe, speli? Da. Nu spal, nu speli deloc. Dar când vreau, nu mereu. A, dar ce faci de obicei? Stau toată ziua. La televizor, stai toată ziua, la cafele, la toată ziua. La... Da, acasă la ei tăi tot așa stăte? Mai făceam treabă și la ei mei, dar nu mereu. Nu mereu? Nu mereu. Deci n-ai prea făcut treaba așa la viața ta? Nu. Ție, dacă ți-e foame, ce faci? Eu mă duc și găsește ce să mănânc. Trebuie să facă mâncare. Cine? Soțul meu. Să vedem eu cu tui mai putea să fac. Ei, nu poți. Păi, uite că sunt eu de slabă și uite ce bulane ai. Mai te cuprinde pantaloni. De ce ești nesimțită păi cu mama? Păi eu sunt bătrână, tu ești de seama mea. Păi uite, mie mi-a târnat pieile. Ești bătrână rău cu păi... Deci ai o dreptate să muncească și ai dreptate să stai. Da. Acum pe cinstete. Nu mai iubește, nu mai s-a culcat cu mine, nu... Păi, ce maritată sunt eu? Eu dorm într-o cameră, el dorm într-o cameră, păi cum vine asta? Fost răcit, păi de ce nu ai fost răcit mereu? Păi n-am fost, dar am fost și o săptămână. Păi o săptămână, dar la o săptămână ai ajuns la o lună? Păi n-am ajuns la o lună. Păi n-ai ajuns, dar ajuns. Deci de o lună nu mai stați împreună? Nu. Nu faceți același dormitor? De o lună? De o lună, separați. Aha. Ce s-a întâmplat în luna asta? Am fost în post. Aha. Mi se pare normal că trebuie să accepți lucrul ăsta, dacă el vrea să țină postul. Ei, cam și nepost, n-ai ce-i face, nene. Păi, dreptul lui să vrea să țină postul. Discuția a ajuns într-un punct sensibil, iar acum acest aspect se va aprofunda și mai mult, pentru că în curte își face apariția regele Nicu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Nici nu știu cum să mai zic, că acum am trezit. Ia, bună ziua, e în regulă. Numai o secundă, că aveam o întrebare crucială de pus și cred că mulți vor să audă răspunsul, sau mai bine zis, multe femei vor să audă răspunsul. Când te-ai dus, de ce te-ai dus? Mi-a plăcut mai tare. Ai fost curios. Mi-a plăcut. Era de lămurit un lucru, de ce să duc bărbații la alte femei? Păi bărbații, bărbații să duc la unii femei din cauza că poate femeia nu vrea să-l iubească. Așa. Sau la femei e frică de bărbat. De exemplu... Să ia de mine mereu că beau, că fac, păi se face frică să mai culce cu mine în pat. Deci așa... nu e frumos, nu te simți bine. Nu, mai bine evit eu, mă pitesc de el și... Fugi în grădină. Fug. Dar uite, avem aici altă situație în care femeia vrea și bărbatul fuge. Asta nu pot să știu ce e între ei, ce... Eu mai întreabă, mai mă descurc cu cârciuma asta, mai mă duc la cârciuma. Acolo vă necat amarul? Acolo, necamarul, acolo. Dar de ce? Ce amar avea? Dar supărat. În cauza femei. Nu vrea să mai culce cu mine seara, nu? Fuge, se duce. Aici într-o poveste sexuală. Deci, pe de-o parte avem o femeie care ar vrea, dar nu vrea bărbatul ei. Pe de altă parte avem un bărbat care vrea, dar nu vrea femeia lui. Că beau. Păi vinul de buturugă e bun pentru femei să-l bea bărbatul. Așa umblă vorba, dar n-am văzut niciuna care foarte bun. Nu prea merge bine treaba. Că sunt prea multe nemulțumiri la un loc. Vă plângeți că nu sunteți agreați în pat, dar motivele pentru care cineva poate să fugă de îndatorirea asta sunt multe. Una poate să fie că nu mai place sau nu-l mai place. O alta poate să fie faptul că veșnic e nemulțumit, că nu i se face pe plac, că nu i-a ajutat, că nu se simte respectat. Bun să pună mâna pe mătură, pe sapă, pe lopată și după ce e ostenit de muncă, să mai vină să facă și pe sclavul sexual. Și cred că cele mai multe probleme în orice comunitate pleacă de la faptul că oamenii nu se simt egali în drepturi și în datoriri. Pentru că cei care muncesc se simt, pe scurt, fraieri. Da. Am dreptate? Da. Și nu le convine lucrul ăsta. Iar ceilalți se simt cam șef. Păi, șef nemulțumit. Și șef și nemulțumit. Am înțeles că socrului îi place să fie șef. Dar și ție îți place să fii șefă?
Păi el m-a învățat. După el? Puturoși la puturoși, iar vrenici la vrenici. Așa. Deci trebuie noi ne-am îngăduit amândoi că nu muncim. Rezolvarea ta e ca ceilalți să continui așa, da. Și voi așa. Da. Dacă diseară vii să te curși cu mine, cum o să mă reabilitez? E, dar nu putem să încercăm invers? Mai întâi să dai o mână de ajutor în gospodărie și urmă să vedem că aia sună răsplată? Păi să fiu și eu odinită în pat, așa obosită, mai mierde, să mai mă culc în pat cu tine? Uite, o să mă duc să dau o căldare de apă la vitile. Ia, hai să mergem. Și să vedem ce o să facem.